Emisiune sponsorizată de Dental Med. Pregătirea intervențiilor de implantologie orală de tipul Fast and Fixed, All on 4, All on 6, necesită mai multe etape și, bineînțeles, cum aceste intervenții de reabilitare orală rapidă se realizează cu anestezie locală și, de regulă, cu sedare intravenoasă, este absolut necesar și un control preanestezic. După ce se decide care ar fi soluția ideală, personalizată, raportată la problemele pacientului, noi discutăm cu medicul anestezist și se face un control preanestezic, pacientul primește analize de sânge, hemoleogramă, timp de sângerare, glicemie, vitamina D3, apropo, care e foarte important de dozat, pentru că în România, din păcate, noi avem o deficiență de vitamina D și această vitamină ajută în refacerea asta osoasă și vindecarea osului în urma intervențiilor chirurgicale, nu numai în implantologie, și dacă ai o fractură, se vindecă mult mai bine dacă ai vitamina D în parametrii optimi. Și atunci, după ce avem aceste investigații, paraclinice să numesc, deci analize, medicul anestezist își dă acordul final dacă se face sau nu intervenția și în ce condiții se iau avize de la cardiolog, de la medic de familie, de la nefrolog, depinde de ce probleme are pacientul. După acordul medicului anestezist, se pot efectua intervențiile de reabilitare orală rapidă. De fapt, realizarea într-o singură ședință a mai multor proceduri de chirurgie stomatologică aduce o serie întreagă de beneficii pacientului. Noi utilizăm conceptul One Stage Surgery, prin care diminuăm stresul și agresivitatea unor operații repetitive, astfel încât într-o singură fază, maxim două, încercăm să inserăm toate implanturile. Noi punem și implanturile simultan cu extracțiile, tocmai pentru a diminua stresul. Pacientul vine o singură dată, o singură dată e antibiotic, o singură dată vine pentru control, pentru suprimarea firelor de sutură. Și atunci beneficiile sunt majore, pentru că agresiunea este limitată într-o singură fază. Pacientul e asistat de medic anestezist, are o stare de relaxare, primește anumite substanțe care îi scade anxietatea, îi produc anxioliză. Totodată pacientul primește antibiotic intravenos, ceea ce este un beneficiu pentru că avem certitudinea că antibioticul se absorbe în circulația sanguină. Dacă îl iei pe os, adică pe gură, riscul este ca să nu se absorbă. Neapărat, nu e un control cât anume. Îi se monitorizează pulsul, tensiunea arterială, dacă are extrasistole controlat, și așa mai departe. Deci, în general, ideal este să reușim ca în ședințe scurte, dar intense, să inserăm implantul atât la maxilarul superior cât și la maxilarul inferior. Există terapii adjuvante care pot face ca pacientul să depășească mai ușor aceste intervenții? Folosim PRF-uri, deci se recoltează din sângele pacientului, se centrifugează. Asta ajută foarte mult la vindecare, dar e o tehnică care e utilizată deja de peste 10 ani. De exemplu, post-operativ se poate folosi un laser terapeutic de biostimulare, care îl ajută pe pacient. Dar în principiu, în realitate, de fapt, ca să fim foarte corecți, suferința e destul de mică, adică pacientul are în capul lui și proiectează o suferință mult mai mare decât cea reală. Și noi le spunem pacienților, deci nu le spunem, domne, o să fie groaznic, le spunem că o să fie ușor. Ei nu ne cred, dar după aia ne spun, domne, dacă am fi știut că e așa de ușor, făceam mai de mult. Deci această teamă și frică este o piedică în, să zic așa, venirea pacientului pentru a-și pune aceste implanturi. E o frică, e firească, e normal să fie teamă. Sunt niște găuri care se dau, nu? Cu o bormașină, nu? Adică sună și neplăcut așa. Mai există și legendele care se transmit între vecini, prieteni. Doamne, eu m-am umflat, am făcut, și fiecare se raportează la această bârfă, să zic, care există medicală și firească. Fiecare om, când aude, tu ți-ai făcut o pe și cum a fost? A fost rău sau a fost bine? E personalizat, n-ai cum. Dar în mare, statistic, noi medicină vorbim statistic, lucrurile merg destul de lin și frumos. Edemul maxim este la 48-72 de ore, după care se diminuează.
pacientul vine la control, îi scoatem firele de sutură, primește și lucrarea provizorie în funcție de stabilitatea implantului, care au un, cum să spun eu, desiderat, trebuie să ai o stabilitate primară, se numește primary stabilization. Dacă implanturile sunt stabile, primește o lucrare chiar fixă. Nu tot timpul se poate, există și aici, se exagerează cu ideea că tot timpul poți să ai o lucrare fixă imediată. De aceea pacientului trebuie să-i spui că în situația în care se poate, va avea lucrare fixă. Nu poți ști de la început ce stabilitate au implanturile. Poți estima având tomografii ultraperformante. Putem estima, dar tot timpul. Deci să știți că în chirurgie nu poți înlătura handmade-ul, ca să-l denumesc așa. Întotdeauna omul, experiența lui și, să spun eu, vocația, talentul, nu pot fi înlocuite de aceste, să zic așa, protocoale digitale, ghiduri. Ele ajută foarte mult, sunt niște instrumente extraordinare, dar niciodată nu poți să lași deoparte harul medicului. În primul rând că această curbă de învățare se face nu din prima cu lucruri foarte dificile. Adică fiecare, și eu când am fost la început, știam lungul nasului. Acolo unde îmi depășea capacitatea, întrebam pe unul mai în vârstă. Deci lucrul în echipă este de asemenea foarte important. Și atunci când competența ta știi că este depășită, e foarte important să știi să-ți declini competența, să chem pe unul care știe, să te ajute, sau faceți schimb de locuri, intri în a doua și așa mai departe. Că curba asta de învățare există, din păcate, în orice meserie, adică nu doar în medicină. Gândiți-vă că aceste tehnologii digitale presupun suprapunerea unor tomografii cu unor amprente digitale făcute de medic împreună cu tehnicianul care realizează acea butieră, ghid chirurgical. Pe lângă erorile de suprapunere, dacă mai există și o eroare medicală, că tu n-ai montat perfect ghidul ăla în gură, totul se schimbă local, adică în loc să pui implantul pe poziția X și ai pus-o pe X plus 1, totul se poate duce de râpă, pentru că avem și nervi prin oasele astea unde punem implanturi și nu avem voie să-i lovim și așa mai departe. Tehnicile clasice de asemenea sunt pentru oameni experimentați. Să n-ai niciun dinte în gură, niciun reper și să pui totuși 8-10 implanturi, nu e un lucru chiar simplu. Adică dacă implantul trebuie să-l pun în dreptul dintelui incisivului central, și l-am pus între incisivul central și incisivul lateral, proteticianul o să facă dinții așa, încălecați, nu prea mai iese. Așadar, medicii trebuie să fie pregătiți pentru diferite situații care pot apărea intraoperator și cărora trebuie să le găsească soluții rapid, pe loc. Nu tot timpul poți să inseri un implant într-o poziție geografică perfectă, geografică pe harta arcadelor, bineînțeles. Și atunci, în funcție de unde poți să le inseri, dacă nu sunt perfect echilibrate ca poziție, alegi varianta unei supraproteze, nu a unei structuri fixe, cimentabile sau înșurubate. Ce sunt aceste lucrări mobilizabile? Le-aș zice semi-fixe, mobilizabile, adică pacientul le dă jos pentru igienizare și le aplică pe implanturi. Doarme cu ele, adică nu sunt ca protezele acelea clasice în care trebuie să le scoți noaptea din gură. Nu. Și lucrările fixe? Cele fixe necesită mentenanță în cabinet. Adică trebuie să vină pacientul regulat odată la 4-6 luni, îi se dau jos șuruberele, se spală, se igienizează, se tartrează, se dezinfectează și așa mai departe. Și dacă lucrările nu sunt corect întreținute? Pot apărea periimplantite, deci infecții în jurul implantului. Așa cum apar infecții în jurul dinților, apar și în jurul implanturilor. Diferența este că osul se resoarbe mult mai rapid în jurul implanturilor atunci când e o infecție. Osul este fundația, practic, implantului. Ca fundația pentru o casă, osul e pentru implanturi. Dispare fundația, pică implantul. Dar în privința vârstei, până la ce vârstă se pot realiza aceste intervenții? Un pacient, dacă poate suporta o extracție, poate primi și un implant. Procedura e absolut safe, în regulă, fără niciun fel de probleme.
atâta vreme cât nu există alte boli generale ale organismului care se contraindice o intervenție generală, chirurgical general vorbind. Dar altfel, vârsta nu e un impediment. Dar totuși, această reabilitare orală rapidă, pe câte implanturi ar trebui făcută? Pentru că auzim de Olon 6, Olon 4, Olon X. Dacă nu există aspecte financiare care să te limiteze în a insera mai multe implanturi, cu cât mai multe implanturi, cu atât mai bine. Adică, practic, pe noi ne-a lăsat Dumnezeu dintele cu rădăcina. Ok, e exagerat să punem pentru 14 dinți 14 implanturi. Dar un număr de 8-10 implanturi sunt mult mai trainice în timp decât un număr de 6, respectiv 4, în care suportă forțe masticatorii multe și continue. Practic, când nu mâncăm, tot apar forțe. Prin urmare, lucrurile sunt diferite de la pacient la pacient. Soluțiile sunt personalizate și, bineînțeles, în majoritatea covârșitoare a cazurilor pot conferi pacienților dantura fixă dorită. Însă, pentru o bună sănătate orală, mergeți din timp la medicul stomatolog pentru măsurile care se impun. Astfel, soluțiile vor fi mai puțin complexe și mai puțin costisitoare. Totul este să înțelegem responsabilitatea pe care o avem față de propria noastră sănătate și să nu amânăm necesarele vizite periodice la medicul dentist. Emisiune sponsorizată de Dental Med.